Premieră la judecătoria Constanța, ședința solemnă în cadrul căreia judecătorii depun jurământul a fost deschisă publicului. Patru magistrați au devenit judecători definitivi în cadrul judecătoriei Constanța. Este vorba despre patru tinere care au promovat examenul de capacitate organizat în perioada 3 iulie-5 noiembrie 2015, iar zilele trecute, președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretele de numire. La judecătoria Constanța au fost numite Mara Izabela Iacob, Andreea Georgiana Baltag, Anca Alexandra Sârghe și Andreea Ileana Vișloi. Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să mă îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Colegii celor patru noi judecători au fost prezenți la ceremonie și au ținut să le felicite. Aș vrea să cred că până în acest moment v-ați gândit ce ați putea face să întăriți independența corpului magistraților sau poate ce ați putea face pentru a spori încrederea publicului în actul de justiție. Răspunsul, deși poate părea simplu în cuvinte, este mai greu de realizat în fapte. Însă sfatul meu pentru dumneavoastră este aceea de a respecta onoarea și demnitatea profesiei de magistrat, de a conștientiza faptul că sunteți printre puținele persoane cărora li se încredințează în mod definitiv viața și libertatea altor persoane. Și de judecata și de cinstea dumneavoastră depind aceste valori fundamentale ale persoanei.